Flatket este un robot creat de o companie germană lipsit de complexitate care dorește să înlocuiască animalele de companie. Acesta este pentru stăpânii care nu au posibilitatea de a scoate animalul de companie la plimbare. Noua inovație creată de compania germană este destinată oamenilor care nu doresc să cheltuie banii pe mâncarea animalelor. Flatket are o singură funcție, reacționează la orice atingere. Robotul are o îmbrăcăminte de blană, dar și un aspect ciudat. Oare cum ar putea un simplu robot să înlocuiască afecțiunea și devotamentul pe care îl oferă animalul de companie? Compania nu a anunțat încă prețul sau când va fi disponibil ciudatul robot. Nu cred că ar fi așa o bună idee, pentru că animalele de companie se pot înlocui cu robote. Aia se jucărit. Deci nu... Am o părere foarte proastă. Severinenii nu acceptă această inovație, ei preferă obișnuitele animale de companie care le pot oferi afecțiune, devotament și toată iubirea lor.